Salut! Cu niște mici provocări am reușit să instalez softul lui și să îl și leg pe USB la PC. Ok, hai să luăm prima dată, hai să dau drumul și la Zoom să fac. Ok. Dau share screen. Așa. Și să încep înregistrarea. Așa. Hai să-i dau drumul la semnalul cum îi spune, calibrare. Așa. Se poate vedea că nu este o viteză formidabilă de afișare pe PC, dar na, asta este. Totuși el este capabil să facă niște măsurători aici în colț. 5,15 V peak to peak. Aici văd cam 5,4 V peak to peak. Frecvența este de 1 kHz. Ok. Da, ăsta este. Hai să vedem cum vede semnal mai dinamic. Da, în continuare se vede o latență destul de mare la comunicare, cu toate că este pe USB. Probabil că ăsta este protocolul, n-am ce-i face. Tot voiam să fac și voi face, de fapt nu, hai să fac așa. Odată cu ăsta, cum spune, cu osciloscopul, așa cum ați văzut în video de unboxing, mi-am achiziționat și un generator de semnal. Acesta este generatorul de semnal. Și chiar voi încerca să-l pun în funcțiune. Hai să leg aici, putem inițial să leg. Osciloscopul. Așa. Da, se pare că nu furnizează suficient de multă putere. Probabil că sunt niște setări pe care trebuie să le fac în monitor. Așa. Să vedem ce mi încoace. Da, uite că a pornit. Și
să mă folosesc de dacă îl găsesc, bineînțeles. Cablul care a venit cu ia să vedem, pot să-l conectez, dacă îl conectez pe USB, ce pe comunicare, să-și alimenteze prin el. Nu, am nevoie neapărat de un USB mai puternic să se alimenteze. Nu. Nici asta nu merge. Hai să fac așa. Unde am pus? Da, el a venit cu un alimentator pe care l-am folosit ceva mai devreme, dar nu mai știu ce am făcut cu el. Asta e, să mai întâmplă. Am făcut ordine mai devreme în zona biroului și nu știu ce am făcut cu el. Ia să vedem. Asta ne ajută. Nu, nu are suficient de multă putere. Da, revin, caut alimentatorul și revin. Da, am revenit, ca de obicei, după o curățenie, pe un de-asta, un asal de curățenie, un o campanie de curățenie, el era pus bine, că așa se întâmplă. Așa, hai să vedem că eu l-am instalat și i-am instalat și lui softul. Hai să vedem dacă îl vede întâi. Așa. E aici, așa. A, uite-l cu alea. Okay. Așa. Dar nu mi vede. Ok. Aha. Anyway,
Da, o să văd cum se folosește și ăsta. Hai să-l deconectez de aici. Cred că în cazul ăsta pot chiar să-l alimentez. Hai să-l las așa. Așa. Voi opri asta. O să-l conectez pe el la oscilloscop. Asta este ieșirea canalului 1. Așa. Și hai să vedem ce zice. Canalul 1. Avem sinus, frecvență, 1 kHz, hai să facem. În primul rând, hai să-l scalăm pe ăsta așa, să se vadă sinus. Ia să vedem. Ăsta spune că avem 100 de milivolți peak to peak. Așa. Și aici îmi spune că am 100,8 milivolți, valoare de vârf. Iar pe PC îmi spune 96,9. Sunt foarte mici diferențe. Hai să ne ducem puțin la amplitudine. Amplitudine. Așa. El îmi spune 192 de milivolți, ăsta 200 de milivolți. Este ok. Așa, eu așa zic. Hai să vedem. IM sin Aha, am înțeles. Bun. Hai să vedem pe ăsta în triunghi. Ok. Aici îl avem în dreptunghiular. Aici punem sinus. Da, nu are cine știe ce viteză de răspuns osciloscopul pe USB, dar eu cred că poate fi folosit chestia asta și chiar o să o folosesc. Acum că l-am pe ăsta, nu va mai trebui să chinui PC-ul să-mi genereze formele de undă. Îl voi folosi direct pe el. Și foc perfect.
Un gold. Mișto. Ei îmi spun că amplitudinea lui maximă este de 10 volți, vârf la vârf. Văd că se duce și mai sus. Acum am 15 volți. Am înțeles. Deci amplitudinea maximă este de 20 de volți vârf la vârf. Asta este amplitudinea maximă pe care o pot genera cu generatorul. Ok. Hai să vedem. Offset. Aha. Ok. Da, interesant. Interesant. Offset 0. Perfect, acum sunt pe 0 mV offset. Hai să facem așa. Amplitudinea s-o mărim. Așa. Și acum hai să ne jucăm puțin el cu faza. Cred că da. E vorba de unde face trigger. Și întotdeauna face la fel trigger. Ok, da. Da, acum am și generator de semnal și cu acesta mă voi juca. Și lucrurile o să fie altfel de acum încolo, o să arate altfel testele. Voi putea face și măsurători, adică să nu mai trebuiască eu să calculez câte așa, ci las pe el să-mi facă măsurătorile. Da, asta mă face pe mine mai leneș, dar asta este, ne modernizăm, când ne modernizăm devenim mai leneși. Astea sunt jucărelele.
În curând voi face teste, voi, voi reface sau voi completa testele pe multe dintre kituri. Ținând cont că între jucăriile pe care le-am luat, le-am achiziționat în ultima perioadă, nu le-am achiziționat, că unele sunt primite. Am primit, printre altele, niște rezistențe de sarcină, care sunt o rezistență este să le scot. Ca să se vadă. Am primit aceste două load boxuri. Una este de 4 rezistențe legate independente de câte 2 ohmi și am și posibilitatea de a conecta ventilatorul, deci să o și brăcesc. Radiatorul este generos. Sunt 4 rezistențe de 2 ohmi la 50 de W. Și asta este construită la fel, însă este construită cu rezistență de 4 ohmi la 50 de W. Deci voi relua multe dintre teste, în special cele cu 72-94 și cu 20-30 și chiar cel cu în 72-94, cel cu tranzistoare, vreau să-l văd cum se comportă cu impedanțe mai mici de sarcină. Iar 20-30, cele cu tranzistoare, nu cele simple. Cele cu tranzistoare vreau să le văd cum funcționează la impedanțe mici de sarcină. Deci urmează o serie de completări la teste. Mă voi folosi și de cele două noi surse pe care le am și voi completa testele. Ne vedem la următoarele teste. Baftă!